față de semenul tău. În Vechiul Testament putem vorbi de o astfel de relație? Nu putem vorbi, deoarece știm că în Vechiul Testament Moise a dat acea lege a talionului. Dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Adică să răsplătești celui care ți-a făcut rău cu răul. Pe când, venind Mântuitorul Hristos în legea Noului Testament, el ce ne spune nouă? Cel care te lovește cu piatră, tu dă cu pâine. Părinte, aș vrea să te opresc și să explici, pentru că mulți din cei ce ne urmăresc poate nu vor înțelege adevărata față a legii talionului. Ne spune ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Dar mai precis, aș vrea să intru un pic în amănuntul acestui adevăr. Despre ce este vorba? Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Exemplifică pe înțelesul tuturor. Adică dacă cineva ți-a făcut rău, tu la rândul tău, trebuie să supunem că ne-a ucis un copil sau pe tata, pe mama, tu la rândul tău, ca să-i răzbuni, trebuia să... Erai obligat potrivit acestei legi, obligat. Și era o rușine. Și erai considerat... Ca să nu-i răzbuni. Exact. Erai considerat un om de nimic, un om blestemat. Dacă nu săvârșeai aceeași faptă, adică să-ți răzbuni tatăl, mama, copilul, prietenul, indiferent pe cine, cine ar fi fost? Cel care, deci omorându-l sau ucigându-l pe cel care ți-a ucis părintele. De legea talionului. În Noul Testament putem vorbi, deci dacă în Vechiul Testament nu putem vorbi despre iubire, despre o relație dumnezeiască între oameni, în Noul Testament, Mântuitorul Hristos aduce harul său și el ne spune nouă să ne rugăm pentru cei ce ne blastămă și să facem bine celor ce ne urăsc pe noi oamenii. Iată, aceasta este adevărata iubire, să poți să faci bine, să treci peste acest rău, peste acest impas care ți-l face cineva și tu să faci bine. Pentru că numai atunci te asemeni lui Hristos, pentru că el a venit în lume tocmai pentru a noastră mântuire. Și dacă îmi permiteți, aș vrea să fac o mică remarcă, că Dumnezeu de aceea s-a întrupat pentru a noastră mântuire, la ceea ce le dă răspuns celor de la judecata de apoi, celor drepți, le spune, veniți binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția cea pregătită vouă încă de la întemeierea lumii. Deci iată, locurile acelea de mântuire au fost pregătite pentru noi oamenii. Și apoi să ne gândim la răspunsul pe care îl dă celor de-a stânga, când zice, duceți-vă de la mine blăstămaților, în focul cel veșnic pregătit diavolului și îngerilor lui. Nu mai face remarca de la întemeierea lumii. Deci iată, iadul acesta, noi ne-l facem cu propria noastră mână, aici pe pământ. Când Mântuitorul Hristos, iată, dorește mântuirea noastră a tuturor oamenilor. Și de aceea menționează în grădina Ghețimanilor, dacă ne aducem aminte bine, la Ioan capitolul 17, când zice, mă duc în casa tatălui meu, multe locașuri sunt. Mă duc să vă pregătesc vouă loc. Da. Deci mă duc și vă aștept acolo ca cei care împliniți și faceți voia tatălui să vă bucurați de odihnă veșnică. Este foarte interesant. Deci această întorsătură pe care o e Noul Testament este și un motiv întemeiat pentru care evreii n-au înțeles și n-au vrut să înțeleagă și n-au putut, cu alte cuvinte, să înțeleagă mesajul lui Hristos. Binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Faceți bine la cei ce vă fac vouă rău. Ei, de ce spun că n-au înțeles? Pentru că ei l-au considerat un răzvrătit, până la urmă un nebun și au căutat să-l piardă și au reușit, pentru că în cele din urmă știm foarte bine că l-au condamnat pe nedrept și l-au răstignit. Părinte, crezi că în ziua de astăzi mesajul lui Hristos este înțeles de toată lumea? Adică binecuvintează pe cel ce te blastămă. Fă-i bine la cei ce îți face ție rău. Recucenice, Părinte, pornim de la marele acesta adevăr că Hristos a venit pentru mântuirea noastră și adineauri spuneam că această relație dintre noi oamenii mai întâi pornește de la încrederea în cuvântul lui Dumnezeu, sigur că da. Și aici Vasile Voiculescu are o poezie deosebit de frumoasă, numai câteva versuri spune, orbule, te întreb pe tine și răspuns gândit îți cer,
dacă soarele, nu-l vezi, nu e soarele pe cer? Și acum răspunsul orbului, ca și soarele din slavă, Dumnezeu cuprinde firea, cei ce cred îl văd în toate, orbii nu-l văd niciodată. Așa că, acum că răspuns la întrebarea dumneavoastră, unii cred care cred în Dumnezeu, ceilalți degeaba, vor contesta existența lui Dumnezeu și atunci sigur că și iubirea. Iubirea vrăjmașului, părinte, toți ne lăudăm cu credința, să mă ierte bunul Dumnezeu și cei care ne urmăresc. Facem caz, cădem într-o extremă, de multe ori manifestându-ne credința, acea zisul fanatism religios. Suntem asemenea fariseului din Evanghelia de duminica cu două săptămâni. Doamne, îți mulțam că nu-s ca ceilalți. Că postesc, că mă rog, că dau zăciuială, că fac milostenie și așa mai departe. Lucruri care nu sunt plăcute lui Dumnezeu. Dar întrebarea mea este, iubite creștine, cum stai cu iertarea? Nu te întreb. Și sunt de acord că ești milostiv, că ești rugător, că ești postitor, toate le accept, toate le cred. Și pentru toate mă închin în fața ta, iubite telespectatorule. Dar îți spun o întrebare. Cum stai cu iertarea? Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Iată, părinte, este boala, dacă vrem, este flagelul sufletului care ne macină și în ziua de astăzi. Ne înstrăinează și de Dumnezeu și de semenii noștri. Cum stăm atunci cu drumul spre lumină, spre Dumnezeu? Îl ierți tu pe aproapele? Ți-a iertat tu părinții? Că îl judeci pe tatăl și pe mamă până în ziua de astăzi și ei sunt sub glie de ani de zile, nemulțumit tu fiind, că ți se pare că dreptatea lor la împărțitul averii n-a fost echitabilă. Că în sufletul tău nutrești acea bănuială și după bănuială judecata nedreaptă, că de fapt tatăl tău sau mama ta l-a iubit mai mult pe fratele sau pe sora ta. Te-ai întrebat tu, iubite omule, cum poți tu împărți iubirea ta să-ți împaci proprii copii, că atunci când vei muri, să mergi în păcat, că ei rămân împăcați și se iubesc? Tatăl din pilda de duminică, fiul risipitor, știm că l-a iertat și pe cel risipitor și a ținut să îl asigure și pe cel mai mare de dragoste. Fiule, toate ale mele, ale tale sunt, dar se cuiune să ne bucurăm de acest frate al tău. Mort a fost și a înviat, pierdut a fost și s-a aflat. Deci, iată, părintele care este tatăl ceresc a găsit această modalitate de a împăca. Cu siguranță că e un mare păcat ca noi să ne judecăm proprii noștri părinți. Vine vremea, sau cum zice moțul, vine vremea când și noi, la rândul nostru, suntem părinți și să vedem că e un lucru greu acesta, ai mulțumit pe toți. Numai Dumnezeu, eu zic că îi poate să îi împace pe toți. Și este pragul cel mai greu, după care, și pe care îl văd eu, cel mai greu de trecut. Și cel mai greu examen acela de a reuși să ieși învingător în semănarea păcii și a iubirii în familie. Întâi de toate, pentru că dacă nu putem vorbi despre Dumnezeu, nu putem vorbi despre relația noastră cu semenii, dacă în familia noastră nu există pace, bună dreptate și liniște, respect reciproc, nu putem vorbi că suntem oamenii secolului 21. Nu putem spune că suntem credincioșii care îl cinstim pe Dumnezeu. Nu putem spune că suntem adevărații cinstitori de Dumnezeu. Aici mă întristez de totdeauna, din totdeauna. Când vom reuși, Doamne, să trecem acest prag? Și totdeauna nu-mi doresc altceva decât acest lucru. Să-mi ajute Dumnezeu să pot ierta.
Să-mi ajute Dumnezeu să pot trece acest prag, cum spuneam, care mă împiedică zi de zi. Ăsta este purul adevăr. Degeaba ne bate cu bolțarul în piept. Că nu suntem cinstiți cu noi înșine. Trebuie să recunoaștem. Toți suntem păcătoși, toți greșim, dar aici ne împodmolim. Aici să ne rugăm ca bunul Dumnezeu să ne ajute să ne dăruiască acea pace și liniștea sufletului. Părinte. Pentru că, iată, ne așteaptă dreapta judecată, înfricoșitoarea judecată a lui Hristos. Când nu mai putem face nimic. Când nu mai putem face nimic. Este o singură judecată. Vezi, de multe ori mergem la un examen. Prin absurd, n-are importanță. Un examen, un test. L-am căzut, auzeam ieri pe cineva în Cluj, zice, am un examen în toamnă. Dacă îl iau, îl iau, dacă nu îl iau, mie tot atâta mie. Că voi merge de altă dată. Aici era vorba, era vorba de două asistente care discutau și întreagăt le-am auzit. Și am zis, cu câtă ușurință și cu câtă pasivitate tratează o reușită a vieții această femeie. Nu o cunosc, n-am văzut-o, nu mă interesează cine este, dar pentru că eram în curtea spitalului, a trecut și discuția am prins-o. Pentru noi, părinte, această judecată despre care vorbeai Sfinția ta în această seară este una singură. Nu se repetă. De aceea nu mai avem o altă ocazie, cum spunea femeia, dacă nu, va fi la primăvară. Pentru noi nu mai există un al doilea sau o a doua ocazie. De aceea să luăm aminte la noi înșine modul în care ne petrecem și cum tratăm problema sufletului și a vieții aici pe pământ, că de această stare depinde fericirea noastră în veșnicie. Preacucernice, părinte. Aminteai foarte frumos câteva versuri și știu că ai pregătit un material care să fie în concordanță cu mesajul Evangheliei de astăzi. De aceea, în cele ce urmează, promit că stau și te ascult cu multă luare aminte ca să transmis acest mesaj, pentru că, iată, și oamenii trăiesc, înțeleg și transmit mesajul acesta al păcii și al iubirii între semenii lor. Prin aceste cuvinte și versuri. Părinte Vicar, într-adevăr am găsit o poezie foarte frumoasă a lui Valentin Popovici, care se referă tocmai la faptele pe care le facem noi pentru a dobândi împărăția lui Dumnezeu. Și uneori, chiar și astăzi, întâlnești oameni și spun că acela e un om care nu merită atenția noastră. Eu țin minte un adevăr pe care l-a spus preasfințitul Justinian Maramureșanul, Dumnezeu să-i dea sănătate, când era încă episcop la Cluj, da, și ne spunea, poate vă va fi dată în viață să întâlniți oameni care au o cultură elevată, așa, o vorbire frumoasă și vă încântă, voi să nu cădeți în greșeală, să spuneți și totuși este și el numai un om. Sau îți va fi dată altă dată când vei vedea un om căzut, decăzut, moral, în noroiul păcatelor și a fără de legilor, să nu-l condamnați prea tare, să spuneți și totuși este și el un om. Pentru că noi, ca și creștini, avem datoria să urâm păcatul, dar să-l iubim pe păcătos și să mergem mai departe să facem cele bune. Numai că noi așa judecăm, la noi dau, că nu merită. Dar de unde știm noi care este omul acela, mâna întinsă a lui Hristos spre noi oamenii? Și această poezie a lui Valentin Popovici, tocmai la aceasta se referă, și permiteți-mi să o citesc, că e foarte frumoasă, se intitulează Străinul. E noapte rece, vântul bate cu șuiratul lui prelung și din ecouri depărtate atâtea gânduri mă ajung. Ce bine e să fiu acasă, să știu că am destul câștig și nu mă chinuie nici foamea, nici nu rab pe drum de frig. Ce bun a fost cu mine Domnul, că nu știu cum să-i mulțumesc, cum l-aș primi să știu că vine să-mi fie oaspete ceresc. Și în jocul straniu de lumină al flăcărilor din cuptor, pe genem car de troropeala și-a dormi așa de ușor. Deodată o bătaie în poartă, tresară, e cineva pe drum, mă uit la oră, e târzie. Numai tâlhare umblă acum, răsună iarăși o bătaie și încă alte, două, trei, strig atunci, cine e acolo? E cam târziu, acum ce vrei? Și glasul de afară îmi spune, vin dintr-un loc îndepărtat. Umblat am cale lungă astăzi, sunt obosit și am înoptat. N-ai vrea căldura dinăuntru să o împarți cu mine până azi? Ți-aș mulțumi cum știu mai bine și în rugăciuni te-o-i pomeni.
primește-mă doar până mâine, că am înainte un drum lung, n-ai vrea din colțul tău de pâine să-mi dai și foamea să-mi alung. Mă strecurai lângă fereastră și îl văd prin geamul aburit, era urât și plin de zdrențe, părea murdar și obosit. Nu cer decât un colț de pâine, uscat de este, să-mi-l dai și dorm și jos pe rogojină, doar milă rogu-te să ai. Gândit-o m-am o clipă lungă și am strigat apoi răstit, străine, du-te mai departe, aici nu-i han de găzduit. Ce n-ai gândit mai dinainte, unde ai să dormi, ce ai să mănânci? E prea târziu să-mi bați la poartă, e prea târziu să mi te plângi. I-am auzit cum pași afară, încet, încet s-au depărtat, până ce în liniște doar vântul a mai rămas stăpân pe sat. Și mulțumind, în patul moale, am adormit apoi curând, dar am avut în neagră noapte un vis ce nu pot să-l mai uit. Parcă dintr-un nor de lumină, Domnul Iisus se cobora și în casa mea venea să-mi spună că nimeni altul nu știa. Credeam că îmi va vorbi de bine, va lăuda tot ce am muncit, dar s-a apropiat de mine și trist cu lacrimi mi-a grăit. Prietene, am vrut azi noapte să noptez în casa ta, din pâinea ta am vrut la cină să iau un colț ca partea mea. Dar mi-a răspuns că pentru mine tu n-ai nici pâine și nici pat și m-ai lăsat în frig afară să plec flămând și întristat. Căsuța ta nu era mică să încap și eu să dorm în ea, de ce nu vrei să ai la masă un ostenit în casa ta? Și m-a privit cu ochii umezi până când norul s-a luat și am înțeles că el fusese pribeagul ce eu l-am alungat. Trezit din somn, de înfiorare, am alergat afară în frig și am început în gura mare străinul înapoi să-l strig. Dar vai, de mult plecase omul în întunericul pustiu, doar vântul îmi striga din ramuri că mă trezisem prea târziu, e prea târziu. Și din păcate așa facem și noi oamenii când să facem fapta cea bună. De aceea, fiindcă, așa cum precizam dintr-un început, ne aflăm la începutul unui nou post și e vorba de postul Paștilor, învierea postul cel mare, s-ar cuveni ca fiecare să înmulțim rugăciunile noastre, să dăm dovadă și noi de smerenie, așa precum a dat acel vameș când a remarcat adineauri, spre deosebire de semenul său, fariseu, care îi mulțumea lui Dumnezeu că nu este ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrept, desfrânat, iată acel vame se ruga, Dumnezeule, milostivi-mi mie păcătosul, iată câtă smerenie. Și Mântuitorul Hristos chiar preciza, acesta din urmă m-a îndreptat, s-a întors la casa sa, pentru că cel ce se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța. Cât de bine ne-ar sta și nouă această smerenie. Pe lângă smerenie, să arătăm părere de rău pentru păcatele pe care le-am săvârșit și poate unii se întreabă unde este, ca și tatăl acela care l-a primit pe fiul risipitor și noi ne întrebăm unde e tatăl nostru? Tatăl nostru este sus în ceruri, dar el este reprezentat aici pe pământ de preotul duhovnic, iată la el să alergi și să manifesti părere de rău pentru păcatele săvârșite, să iei hotărâre de îndreptare și apoi să te împărtășești cu trupul și sângele lui Hristos. Și pe lângă toate acestea să facem faptele cele bune, pentru că nimic pe om în viață nu-l ridică la asemănarea cu Dumnezeu ca facerea de bine. Noi știm că și dușmanul fericirii noastre, diavolul, crede și se cutremură, dar nu se mântuiește. De ce? Nu poate să facă binele. Ori noi avem această putință ca fiii lui Dumnezeu să facem cât mai mult bine pentru a dobândi împărăția lui Dumnezeu. Prin urmare, Părinte, în această perioadă a postului, cum se cuvine să petrecem noi? Cum se cuvine să petrecem? Ai amintit frumos, în smerenie, în iertare. Totuși, cum se cuvine să petrecem noi pentru a fi benefici sufletului nostru, pentru a fi benefici familiei noastre? Avem în familie, bună oară, dau un exemplu, eu am în familie un